În această seară vom căuta răspuns la două sau poate chiar la trei întrebări. Prima întrebare, de ce să ne rugăm? De ce să ne rugăm? Care este rațiunea? Care este scopul rugăciunii? Care este sensul rugăciunii? A doua întrebare este întrebarea, cum să ne rugăm? Și a treia întrebare este întrebarea, ce să ne rugăm în acord cu acest proiect, cu această lucrare de evangelizare. Cu ajutorul Domnului vom elabora răspunsul la aceste trei întrebări. Cer toată atenția dumneavoastră și toată dăruirea dumneavoastră, oameni temători de Dumnezeu fiind, dăruire pentru împlinirea planului lui Dumnezeu cu orașul Sibiu, plan de mântuire. Așa s-a vestit prin Duhul Sfânt, așa citim în cuvântul Sfintelor Scripturi. Biserica are misiune să se dedice, să se roage, să propovăduiască cuvântul. Lumina trebuie să fie în lume și biserica de asemenea trebuie să fie prezentă în mijlocul oamenilor, ea fiind lumină pentru lume. Amin. De ce să ne rugăm? Cineva ar putea să pună întrebarea, dacă Dumnezeu este suveran și dacă El face tot ce vrea în cer și pe pământ, de ce mai trebuie să ne rugăm? Nu se poate să se facă această lucrare și fără rugăciunea noastră? El care este atotputernic și care are planuri bune pentru oameni, de ce are nevoie de rugăciunile noastre sau de ce este necesar să ne rugăm? La această întrebare aș dori să subliniem trei răspunsuri din Sfânta Scriptură, răspunsuri care se leagă nu doar de rugăciunea pentru misiune, pentru evangelizare, ci răspunsuri care se leagă de orice acțiune, de orice activitate a mijlocirii, a rugăciunii. Există trei principii biblice foarte importante, principii care se așează la baza luptei în rugăciune. Și oamenii lui Dumnezeu trebuie să cunoască aceste principii și să-și conducă viața sub imperiul învățătorilor lor. Primul principiu este principiul preoției. Potrivit acestui principiu, Dumnezeu alege dintre oameni, alege niște persoane cu care persoane face un legământ, legământ în baza căruia Dumnezeu se angajează că ori de câte ori acești oameni se vor ruga, Dumnezeu îi va asculta. Acesta este principiul preoției. Nimeni nu își poate lua singur cinstea de a fi preot înaintea lui Dumnezeu. În vechime, Dumnezeu a ales din seminția lui Levi, pe familia lui Aron, bărbații din familia lui Aron, iar ei au primit mandatul de a fi preoți ai lui Dumnezeu în contextul legământului mozaic. Nimeni în afara acestei seminții n-a putut să aibă dreptul la preoție. Odată, un rege care aparține altei seminții a îndrăznit să-și ia dreptul de a fi preot, numele lui este Ozia, a fost judecat de Dumnezeu foarte aspru și chiar în momentul în care încerca să exercite mandatul preoției, a fost lovit de Dumnezeu cu lepră. Regele Saul, mai înainte de el, a pățit tot la fel, sau aproape la fel, sau poate mai rău, când a făcut oficiu de preot, a adus jertfă, deși el nu era preot, cuvântul Domnului ne spune că Dumnezeu l-a lepădat. În Noul Testament însă, preoția nu mai este o misiune încredințată unei seminții sau unei familii, ci misiunea de a fi preot este încredințată lui Dumnezeu, de Dumnezeu biserice. Iar din biserică nu este încredințată bărbaților din biserică sau lucrătorilor din biserică, ci după cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu, această responsabilitate de mediatori, de preoți, de mijlocitori, este încredințată de Dumnezeu tuturor copiilor lui Dumnezeu, bărbați sau femei, tineri sau vârstnici. În baza acestui mandat despre care cuvântul lui Dumnezeu în Noul Testament vorbește, aș vrea doar două locuri să observăm, 1 Petru capitolul 2 cu versetul 9, cuvântul spune, voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a lui. Iată ce spune acest cuvânt, voi și cine, despre cine e vorba? E vorba aici doar despre bărbații din biserică sau este vorba despre întreaga biserică? Despre întreaga biserică. Voi
Sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. Că apoi în cartea Apocalips, cuvântul Domnului în mai multe locuri se vorbească despre această alegere, spre exemplu, Apocalips capitolul 5, versetul 9, versetul 10, cuvântul Domnului vorbește despre cei mântuiți care vor aduce lui Dumnezeu laudă cu cuvintele: vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și din orice neam, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeu nostru și ei vor împărăți pe pământ. Potrivit acestor cuvinte și altora, Dumnezeu ne-a ales să fim preoți. Această alegere este făcută în har și ea implică trei lucruri foarte, foarte importante. Preotul trebuie să fie om. Numai omul poate ocupa această misiune, de aceea și Domnul nostru Iisus, spune Scriptura, s-a făcut om ca să poată fi marele nostru preot. Odată având acest statut, a doua trăsătură, preotul trebuie să fie ales de Dumnezeu. Și al treilea lucru, el are înaintea lui Dumnezeu trecere. Dumnezeu îl ascultă. În baza acestui mandat, în baza principiului preoției, surori și frați, oricare dintre noi se poate înfățișa înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și Dumnezeu se angajează că îl ascultă. Noi nu mergem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune ca niște intruși, ca unii care sunt în afara mandatului sau în afara lucrării pentru care au fost chemați, ci dimpotrivă. Când mijlocim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, ne rugăm în acord cu misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu. Înțelegându-și rolul în această slujbă, Samuel, într-o împrejurare, deși era necăjit pe poporul care s-a lepădat de Dumnezeu și care a săvârșit mari greșeli, care mai târziu au costat foarte mult, văzându-și greșelile, poporul a venit la Samuel și i-a spus lui Samuel să se roage pentru ei mai departe. La care Samuel, deși era necăjit, a spus: să mă ferească Dumnezeu să păcătuiesc împotriva lui, nemai rugându-mă pentru voi. Dați-mi voi acum să vă întreb. Dacă principiul preoției este valabil și pentru Biserica Emanuel, dacă Dumnezeu ne-a mântuit, ne-a ales, a făcut un legământ cu noi, s-a angajat că dacă ne rugăm, ne ascultă, dați-mi voi să vă întreb. N-avem noi o responsabilitate față de acest oraș, în fața acestei chemări și alegeri pe care ne-a făcut-o Dumnezeu? Pe cine va întreba Dumnezeu despre mijlocirea în rugăciune pentru acest oraș, dacă nu pentru pe cei care trăiesc în cetate? Vând în vedere principiul preoției, prima responsabilitate pe care o avem când e vorba de evangelizare este să ne rugăm lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor din orașul nostru. Să mijlocim înaintea lui Dumnezeu, să luăm această chemare ca pe o misiune a noastră. Poate că cineva va zice: eu n-am curaj ca să vorbesc cu oamenii pe stradă despre Domnul Iisus. Sau n-am dar să predic. Și poate că e adevărat ce spui. N-ai nici curaj și n-ai nici dar. Dar de rugat te poți ruga. Și dacă și acest lucru îl refuzi, atunci nu faci altceva decât să contrazici chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Putem participa fiecare la această lucrare de evangelizare cu rugăciunea noastră. Rugăciune pe care o facem în baza mandatului preoției pe care Dumnezeu ne l-a dat. Numele Lui să fie slăvit în veci. Al doilea principiu este principiul războiului spiritual. Potrivit acestui principiu, lumea în care noi trăim se găsește într-un conflict spiritual nevăzut, dar a cărui efecte sunt foarte vizibile în lumea materială, în lumea în care trăim. Războiul spiritual angajează în el forțe spirituale superioare nouă, demoni, îngeri. Vorbind despre războiul spiritual, Apostolul Pavel în Efeseni, capitolul 6, versetul 12 și versetul 13, a spus următoarele: căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică noi n-avem de luptat împotriva oamenilor,
ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Având în vedere acest război, cuvântul spune: de aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Aici se vorbește despre un război spiritual care există și care există și în Sibiu. Versetul 12 ne spune că acest război spiritual este împotriva unei puteri foarte bine organizate, căpeteniilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului acestui viac. O armată de demoni, și aș vrea să spun cât se poate de limpede, această organizare a împărăției întunericului, căpetenii, domnii, stăpânitori, are de-a face și cu orașul Sibiu. Demoni organizați în structurile lor, potrivit acestui cuvânt, stăpânesc cartiere, străzi, zona, sau caută să stăpânească. Influențează gândirea oamenilor, mentalitățile lor, le inspiră hotărâri, le inspiră păcate, îi ispitesc într-un fel sau altul, vehiculează tot felul de vești care după aceea împing lucrurile spre disperare. Sunt oameni care se sinucid, familii care se destramă, oameni care comit păcate grave, crime, femei care fac avorturi. Toate acestea sunt efecte pe pământ ale acelui război spiritual. Erezii nimicitoare, vrăjitorii, stăpâniri demonice, oameni demonizați, patimi în care oamenii sunt cuprinși, ținuți legați. Există acest război spiritual, un război spiritual care are legătură cu viața oamenilor. Oameni buni, în cartea Daniel, cuvântul Domnului ne spune că Daniel și-a pus pe inimă să se roage. Rugăciunea lui avea un scop foarte important, cerea de la Dumnezeu lucruri foarte grele. Israel era în robie, Ierusalimul era, zidurile lui erau dărâmate, cetatea era în robie, templul fusese dărâmat, bagiocorit, iar cei care au rămas au fost duși în sclavie, în robie. Daniel s-a dus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, întrebându-l pe Dumnezeu cu privire la viitorul poporului Israel. Oare mai are în ochii lui Dumnezeu un loc? Va mai face Dumnezeu ceva pentru acest popor? S-a întors fața spre Dumnezeu ca să-L caute cu rugăciune, cu post. 3 săptămâni, spune Daniel, am fost în jale. Și după 3 săptămâni, la Daniel s-a înfățișat în răspuns, ca răspuns, un înger al lui Dumnezeu, înger care i-a adus următorul mesaj: Daniele, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi în care ți-ai pus pe inimă să-L cauți pe Dumnezeu. Și tocmai din pricina aceasta am venit la tine. În prima zi, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. În prima zi, Dumnezeu a hotărât îngerul și l-a trimis cu răspunsul la Daniel. Și totuși, îngerul a sosit la Daniel după 3 săptămâni. De ce? Care este cauza acestei întârzieri? De ce oare uneori întârzie răspuns la rugăciunile noastre? Fără ca Daniel să pună întrebări, îngerul i-a și explicat taina acelei întârzieri. Îngerul a spus: prințul împărăției Persiei mi-a stat împotrivă. Era vorba de o căpetenie, un demon care avea în stăpânirea sa alți demoni pe care îi coordona și cu care ținea împotrivire. Căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Un demon cu toate armatele sale. Când îngerul s-a apropiat de acel teritoriu ca să aducă răspunsul, demonul i-a stat împotrivă. S-a întâmplat că un înger, Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, adică un arhanghel, care era delegat de Dumnezeu să păzească pe poporul Israel, ne-a venit în ajutor, a spus îngerul, și a ieșit biruitor, acolo, lângă împărații Persiei. Noi ne rugăm pentru mântuirea orașului Sibiu. Ne propunem să ieșim pe stradă și să ducem cuvântul Domnului Iisus. Această acțiune este o agresiune împotriva acestor căpetenii. Să fie limpede.
Este un act de agresiune împotriva acestor căpetenii care țin pe oamenii în întuneric. Poate fi confortabil pentru tine să te închizi în cercul interesului de moment și să spui, mie mi-ajunge că mă mântuiesc, nu mă mai interesează de alții. În clipa în care gândești așa, deja căpetenia aceea s-a așezat pe mintea ta. Încearcă să-ți modeleze gândirea și să te intimideze. Este vremea ca Biserica lui Dumnezeu să iasă dintre ziduri. Bătălia dintre lume și biserică nu trebuie dată la ușa bisericii. Bătălia dintre lume și biserică, bătălia dintre locuința morților și biserică, nu se dă la ușa bisericii. Și a zis Iisus, la porțile locuinței morților se dă. Și porțile locuinței morților nu vor birui. Poate că unii dintre noi se gândesc cu frică. Cum să mă pun eu cu asemenea forțe? Dar ce crezi că până acum nu te-ai pus? Crezi că până acum ai fost scutit? Cu atâta este mai mare înșelăciune, cu cât n-ai știut. Dar ne afectează în fiecare zi. N-aveți dumneavoastră în familie situații care reflectă războiul spiritual, împotrivire la locul de muncă sau la școală sau între oameni? Nu sunt oare reverberații ale acestui conflict? Cu siguranță că da. Și tocmai pentru că acest război spiritual există, surori și frați, nouă ni se cere să ne unim, pentru că în noi, în unitatea noastră, este o putere superioară, infinit superioară, forțelor demonice. Când Biserica lui Dumnezeu se unește cu rugăciune, când Bisericii lui Dumnezeu este dat Duhul Sfânt și numele Domnului Iisus iese între oameni, pe străzi, în parcuri, în spații publice și vestește cuvântul lui Dumnezeu, acolo se declanșează o putere a împărăției lui Dumnezeu, care va stârni împotrivire, cu siguranță, dar care va duce și la mântuirea oamenilor. Să vii să fie Domnul. Avem de ales două lucruri. Locul călduț din biserică. Locul călduț. Sau provocarea misiunii. Liniștea unui loc confortabil. Surorilor, dumneavoastră aveți locul vostru în strană. Aci vă știu de 15 ani. Cu minți și mereu prezente. Voi cu strana voastră. Noastră cu strana noastră. Noi cu a noastră. Fiecare cu lui. Avem de ales între două lucruri, surori și frați. Spuneam duminica trecută că este lipsă de înțelepciune să faci aceleași lucruri și să aștepți rezultate diferite. E vremea să ne punem serios pe lucrul lui Dumnezeu și să ieșim. E vremea să primim în inimă această chemare de la Dumnezeu și să-i dăm curs. Și un război spiritual. Și mai e ceva, frații mei, pentru o biserică ce nu împlinește mandatul evangelizării și a misiunii, efectele războiului spiritual se transformă în conflicte interne. Certuri, dezbinări, conflicte, tot felul de măcinări interioare. Pentru că dacă nu vrem noi să facem lucrul lui Hristos, ne dă altul de lucru. Că în biserică suntem uneori ca și copii. Uitați-vă la copiii mici. Dacă nu le dai de lucru, să joacă cât să joacă și după aia să ceartă. Dar dacă cineva reușește să canalizeze energia acelora, eu vă folosi spre bine. Dumnezeu a pus în noi o chemare. Avem de lucru, oameni buni. Principiul războiului spiritual cere ca fiecare dintre noi să se implice cu înzestrarea și cu armele pe care le-a dat Dumnezeu. Iar în această fază a lucrării noastre, rugăciunea este ceea ce se cere. Principiul al treilea este principiul lucrători împreună cu Dumnezeu. Potrivit acestui principiu, descris în 1 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 9, noi suntem chemați să fim lucrători împreună cu Dumnezeu. Cuvântul spune căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Dumnezeu are în lume o lucrare, lucrare pe care nu vrea să o facă singur. Dumnezeu are în Sibiu oameni de câștigat pentru mântuire, dar vrea să-i câștige împreună cu noi, lucrători împreună cu Dumnezeu. Referitor la rugăciune, noi trebuie să ne rugăm, surori și frați, pentru că sunt lucruri care se vor întâmpla doar în măsura în care ne rugăm.
În suveranitatea sa, Dumnezeu a împărțit lucrurile în două. O parte a lor sunt săvârșite de Dumnezeu în baza deciziei sale suverane, indiferent de rugăciunea sau de nerugăciunea cuiva, acele lucruri tot se vor face, pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Spre exemplu, Dumnezeu a decis să aibă loc învierea morților. Ce spuneți dumneavoastră? Dacă Biserica Emanuel din Sibiu, împreună cu Biserica Sfânta Treime, cu bisericile surori, baptiste și creștini după Evanghelie, ne-am unit noi într-o unitate și am postit și ne-am rugat 20 de ani aici încolo, ca să n-aibă loc învierea morților, o să ne asculte cineva? Ești de cum? Pentru că acest decret referitor la învierea morților este un decret suveran al lui Dumnezeu cu neputință de a fi abătut. Se va face. Sunt însă unele lucrări care se vor face doar dacă cineva se roagă. În suveranitatea sa, Dumnezeu a hotărât să se întâmple și acestea. Dar ele se vor face în măsura în care lucrătorii împreună cu Dumnezeu își vor face partea. E scris, n-aveți, pentru că nu cereți. Prin urmare, acele lucruri le-a rânduit Dumnezeu să le aibă cei care le cer. Cere și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se va deschide. Venind acum la lucrare de evangelizare, surori și frați, noi trebuie să ne rugăm din pricina faptului că suntem chemați să fim împreună lucrători. Rugându-ne, vom fi parteneri în lucrare cu Dumnezeu. Și lucruri pe care El a hotărât să le facă pentru orașul nostru se vor face prin rugăciunile noastre. Se vor face din pricină că ne vom ruga. Vă rog, primiți aceasta în inimă. În următoarele 11 săptămâni, serios trebuie să ne punem pe rugăciune. Serios să căutăm fața lui Dumnezeu. Că ne-a chemat Dumnezeu să fim preoți. E un conflict spiritual în a cărui economie rugăciunile noastre cântăresc foarte greu. Și ne-a chemat Dumnezeu să fim lucrători împreună cu El. Rugăciunea în acest sens fiind un instrument prin care schimbăm împrejurările. Oamenii, inimile oamenilor, pregătim terenul acestei evangelizări. Nu poți, ai spus, să vorbești cu îndrăzneală, dar te poți ruga. Ne putem ruga. Dumnezeu să ne pună pe suflet această povară. Ea vine de la Dumnezeu. Și când sufletul ia această povară, lucrarea lui Dumnezeu se face. Seara aceasta am de gând să vă cer o decizie. Să cer decizia fraților să se dedice pentru lucrarea de mijlocire în următoarele 11 săptămâni. Dacă vor fi doi, eu și încă unul, e bine. E bine. Pentru că doi care împărtășesc povara lui Dumnezeu și care se unesc în rugăciune, în unitatea lor și în rugăciunea lor este o forță care pune pe fugă orice demon. Dacă vor fi mai mulți, slăviți să fie Domnul. E o provocare pe care trebuie să o primim, surori și frați, ca misiune din partea lui Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm. Cum în al doilea rând să mergem la întrebarea cum să ne rugăm? Iar aici aș dori să avem în fața noastră un verset. Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5. Cuvântul Domnului, în acest verset, ne spune despre cum să ne rugăm. La întrebarea cum să ne rugăm, ne dă patru răspunsuri. Totul pornește de la o stare de fapt. Petru, apostolul, era arestat. Înainte de el fuseseră arestați mai mulți, între care Iacov fusese martirizat, executat prin decapitare. Acum Petru era arestat, păzit în temnițe de 16 soldați, care stăteau în jurul lui zi și noapte, închis în cea mai de securitate temniță din Ierusalim. Planul lui Rod era ca după Paște să-l execute. Ce a făcut biserica în fața acestei realități? Ar fi putut apela la multe soluții. Fratele nostru Petru în pușcărie, ce ne facem? Ce variante ar fi avut? Erau în Ierusalim câteva mii bune de creștini. Ar fi putut, spre exemplu, să se organizeze într-un grup de gherilă, de comando, sau nu știu cum, cei mai viteși dintre ei,
Și într-o noapte să facă un atac la temniță și să le libereze stil contemporan pe Petru. Dar n-au făcut așa. S-ar fi putut întocmi o petiție, o scrisoare, pe care să o semneze câteva zeci de mii, mii, câți au fost acolo. Și scrisoarea aceea lungă să le impresioneze pe Irod și să spună, ok, vox populi. Ar fi putut să strângă bani. Irod era vulnerabil la corupție. Să adune bani mulți și în taină să meargă la Irod și să-i spună, uite, ăsta e plata, numai dă-i drumul. Ar fi putut să-și folosească relațiile pe care le aveau, că mulți oameni influenți s-au întors la credință și prin aceste influențe să înduplece voința lui Irod. Dar din toate acestea nu au făcut nimic. Au ales altă soluție. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Cum s-au rugat? Rog să observăm. Către Dumnezeu. Acesta e primul lucru. Cum să ne rugăm? Primul rând către Dumnezeu. Avem în față o lucrare mare, lucrare de evangelizare. Rugăciunea noastră, surori și frați, trebuie să fie făcute către Dumnezeu. Dar vă zice cineva, dar de ce către Dumnezeu? În pricina faptului că tem că multe din rugăciunile noastre nu sunt către Dumnezeu. Adică n-ajung la Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu, un om al rugăciunii a spus odată un lucru foarte îndrăzneț. A zis că nici una din 100 de rugăciuni n-ajunge la Dumnezeu. Nici una din 100. Cineva a zis, dar poate că vă referiți la faptul că pe pământ se roagă și păgâni. Și el a zis, nu. Sau, frate Tore, poate vă gândiți la faptul că sunt mulți care se roagă Fecioare Maria, icoanelor și moaștelor. Și de aceea n-ajung la Dumnezeu. Și el a zis, nu. Iam în vedere pe aceia care vorbesc în rugăciune către Domnul Iisus. Dar acele rugăciuni sunt formale. Nu izvorăsc din inimă. În timp ce rostesc cuvinte de rugăciune, mintea lor le bate câmpi în toate direcțiile. Nu se concentrează. N-au intrat în prezența lui Dumnezeu. N-au trecere la Dumnezeu. Rugăciunea lor e de pe buze. Frumoasă, dar de pe buze. Rugăciunea eficientă, rugăciunea care are eco în spațiile spirituale, este asta, către Dumnezeu. Trebuie să intrăm în prezența sa. Trebuie să mijlocim înaintea lui Dumnezeu și să ne silim să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Că atunci rugăciunile noastre vor avea eco și rezultatul dorit. Te rogi tu lui Dumnezeu? Ai intrat în prezența lui Dumnezeu? Dacă ar fi, spre exemplu, cineva să ne întrebe, dar ce ne-am rugat la ora anterioară de rugăciune? Ce am cerut la Dumnezeu? Putem oare să recapitulăm? Să merg să formulez lui Dumnezeu o cerere și după jumătate de oră să nu știi ce ai cerut. E o dovadă clară că nu te-ai rugat. Nu ai făcut exercițiu religios. Unii se roagă din cărți și alții din memorie. Dar rugăciunea, oameni buni, este o rugăciune care izvorăște din Duhul lui Dumnezeu și este îndreptată către Dumnezeu. O asemenea rugăciune are eco. Va trebui să ne silim cu toată inima să intrăm în prezența lui Dumnezeu. Iar acolo nu se poate intra decât prin sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Evrei, capitolul 10, versetul 19. Cuvântul Domnului în acest loc ne arată că prin sângele lui Hristos avem intrare slobodă în locul preasfânt. Prin urmare, când te rogi, va trebui să-ți concentrezi inima, mintea, să-ți aduci sufletul în căință, în smerenie și să mergi în prezența lui Dumnezeu în sângele, prin jertfa Domnului nostru Hristos, la care avem, prin care avem trecere, intrare slobodă. Nu putem merge pe meritele pe noastre personale. Când ne rugăm, surori și frați, vi s-a întâmplat să fiți în odăița dumneavoastră și să nu trăiți prezența lui Dumnezeu acolo, să vi se pară rugăciunea ceva greu de făcut? Cum intrăm în prezența lui Dumnezeu? Iată un răspuns. Prin sângele lui Iisus Hristos.
Stai în liniște, meditezi la jertfa lui Hristos, o invoci peste tine efectele sale, curățirea sa și cu îndrăzneală, bizuindu-te pe meritele lui Iisus și nici o secundă pe meritele tale personale, te rogi lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Intrarea în prezența lui Dumnezeu se face pe aceste mei. Și se mai face, potrivit cuvântului din Efeseni, capitolul 2, versetul 18, se mai face prin Duhul Domnului. Efeseni 2, versetul 18 ne spune, căci prin El, adică prin Iisus, și unii și alții avem intrare la Tatăl, cum? Într-un Duh. Când ne rugăm Domnului ca să ajungem în prezența lui Dumnezeu, va trebui să conștientizăm că mergem în jertfa Domnului Iisus, pe jertfa Domnului nostru Iisus și prin Duhul lui Dumnezeu. Ruga, Doamne Duhule Sfânt, condu-mă Tu, inspiră-mă Tu. Deschide-mi inima, coboară peste mine prezența lui Dumnezeu. Fă-mi auzită rugăciune la Dumnezeu. Așa trebuie să ne rugăm. Biserica se ruga către Dumnezeu. Apoi biserica se ruga cu stăruință. Cuvântul Domnului, în Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 5, ne spune că biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Rugăciunea era o rugăciune necontenită, o rugăciune insistentă, perseverentă. Spuneam că avem în față 11 săptămâni până când să fie dat startul acestui proiect de evangelizare. Până atunci este foarte mult de lucru. Din punct de vedere organizatoric este foarte mult de lucru. Dar cel mai mult de lucru este pe tărâmul spiritual prin rugăciune. Ori acest mesaj din această seară are menirea să ne împărtășească povara lui Dumnezeu, povara pe care unii deja din membrii bisericii au și primit-o pe inimă și să intrăm în lupta rugăciunii. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu. Așa trebuie să facem în următoarele săptămâni. Să nu încetăm să înălțăm rugăciuni către Dumnezeu. Vor fi seri de rugăciune, nopți de rugăciune, întâlniri de rugăciune, avem grupuri de rugăciune. Cei care vă constituiți deja în grupuri de rugăciune, vă îndemn, vă chem cu toată dragostea și insistența. Luați acest obiectiv și puneți-l cap de afiș, cap de listă în rugăciunile dumneavoastră. Trebuie să răscolim zona spirituală acestui oraș și să arăm acest pământ ca să poată să se semene el cuvântul Evangheliei. Acest lucru se face cu rugăciuni și prin rugăciuni. Rugăciune insistentă, perseverentă. Cuvântul de aici, biserica nu înceta, e un cuvânt grecesc aici foarte interesant. Nu înceta să se roage, să înalțe rugăciuni. Adică, cuvântul este a întins până la maxim cu rugăciunea. Până la maxim. E ca cum mai avea o coardă pe care o întins până la maxim. O perseverență, o insistență, o codăruire, o consacrare. Biserica se ruga. Cuvântul Domnului vorbește despre această luptă a rugăciunii cel puțin în două texte. Spre exemplu, în Romani, capitolul 15, cu versetul 20, iată ce spune Apostolul Pavel. Romani 15, 20. Cuvântul Domnului spune, și am căutat să vestesc Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit, ca să nu zic că zidesc pe temelia pusă de altul. Iar apoi în versetele următoare Pavel spune că mă lupt în rugăciune pentru voi. Mă lupt în rugăciune pentru voi. Rugăciune este o luptă. Coloseni capitolul 4, versetul 12 la versetul 13. Ne vorbește despre misiunea unui frate cu numele Epafra, care este dintre ai voștri, zice Pavel, și care vă transmite sănătate. El, roba lui Hristos, totdeauna, auziți ce face, se luptă pentru voi în rugăciunile sale. Cu cine se luptă? Sau cum se luptă? Ce e cu această expresie? O regăsim și la Pavel, o regăsim și aici. O lucrare a mijlocirii a rugăciunii săvârșită de un frate cu numele Epafra. Totdeauna luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți de plin și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu.
Frați și surori, rugăciunea trebuie făcută cu această atitudine. Lupte în rugăciune. Doresc din inimă să ne miște Duhului Dumnezeu, să ne pune pe inimă această povară. Dacă va fi, spre exemplu, să spunem că în câteva seri de joi, de la ora 10, seara, ora 22, până la ora 1, noaptea, 3 ceasuri de rugăciune, cine va veni? Cine va veni? N-am spus că vom începe de joi, deși poate că n-ar fi rău. Dar trebuie să intrăm în această luptă a rugăciunii, surori și frați. Să ne punem pe inimă această trudă sufletească. Și în timp ce ne vom ruga, Duhul Domnului va veni peste noi, vom avea viziunea lui Dumnezeu, îndrăzneala lui Dumnezeu, călăuzire de la Dumnezeu și bucuria secerișului bogat. Domnul să ne dea, să ne binecuvânteze. Același pasaj, Faptele Apostolilor 12 cu versetul 5, ne spune despre rugăciune un al treilea lucru foarte, foarte important. Biserica se ruga. Biserica. Aici este vorba de o rugăciune împreună. Rugăciunea trebuie adusă către Dumnezeu cu perseverență și insistență și în unitate biserica se ruga. Dacă doi sau trei, a spus Domnul Iisus, se vor uni în numele meu ca să ceară un anumit lucru, li se va da. Vă chem să ne unim în aceste zile și în unitatea noastră să declanșăm forțele împărăției lui Dumnezeu spre mântuirea acestui oraș. Dacă unul se roagă, este bine. Dacă ne rugăm doi, este de 1000 de ori mai bine. Ascultați cuvântul Domnului, sau de 9000 de ori mai bine. Ascultați cuvântul Domnului. Deuteronom 32, versetul 30. Cuvântul Domnului în locul acesta vorbește despre unitate. Cum ar urmări unul singur 1000 din ei? Unul. Dacă se roagă unul, are rezultat pentru 1000. Și cum ar pune doi pe fugă? 2000. Că dacă unul e de 1000, doi ar trebui să fie de 2000. Dar uitați ce se întâmplă în unitatea doi. Doi ar pune pe fugă 10.000. E putere în unitate. Dacă ne vom aduna, frați și surori, poate că mulți ați întrebat, dar eu ce să fac pentru Domnul? Vreau să slujesc pe Domnul. Prezența dumneavoastră la biserică vorbește foarte mult despre această dăruire și această intenție. Iată în față o viziune. Misiunea și evangelizarea în Sibiu. Și mijlocire, 11 săptămâni pentru această lucrare. Cu întrebarea, Doamne, când va începe, ce trebuie să fac eu în mod specific? Unde mă dorești? Și pe parcursul acestor săptămâni, Dumnezeu ne va arăta cum ne vom organiza și ce vom avea de făcut. Dar pentru moment, intrăm în lupta rugăciunii. O rugăciune pe care biserica trebuie să o facă. Și apoi rugăciunea trebuie să fie făcută concret. Trebuie să ne rugăm specific. Cuvântul Domnului în Fapte 12, versetul 5, încheie, arătând și acest al patrulea detaliu. Biserica, deci rugăciunea este împreună, nu înceta să înalți rugăciuni, rugăciunea este în mod continuu și perseverent și cu insistență, o luptă a rugăciunii către Dumnezeu și este concretă, pentru El. Avea o țintă foarte clară. Rugăciunea nu era ceva general, nu era ceva diluat, nu era ceva lipsit de elementul concret, specific, dimpotrivă, rugăciunea avea un obiectiv foarte, foarte clar. Biserica se ruga pentru Petru. I-a ascultat Dumnezeu. I-a ascultat. Dacă frații s-ar fi organizat într-o armată, sau cine știe cum, într-un grup așa, care să le libereze prin forță pe Petru, n-ar fi putut face ce a făcut Domnul. A venit un înger al lui Dumnezeu, n-au trebuit mai mulți, unul singur. Soldații au paralizat, lanțurile de pe mâinile lui Petru au căzut. Și ceea ce este interesant la acest om al lui Dumnezeu, la Petru, deși știa că este în fața persecuției, în fața martirajului, deși știa că nu mai e mult și moare, știți ce făcea el? Dormea bine.
Lumea bine. Este liniștea omului pentru care se roagă cineva. Liniștea omului pentru care se roagă cineva. Dormea bine. A trebuit să-l lovească în coastă îngerul ca să se trezească, să-l înghiuntească. Ușile au fost deschise. În scurt timp, biserica a primit răspuns. Un răspuns care pe unii i-a lăsat aproape paralizați. Roda a zis, e Petru. La care alții au zis, nu, e Duhul lui. Deci aia s-au rugat fără credință. Dar femeia aceea, Roda, o sclavă, s-a rugat cu credință. E Petru, nu-i Duhul lui. E Petru.